bine ați venit pe canalul meu de câștiguri online. Astăzi o persoană m-a întrebat cât se câștigă pe acțiune. Eu i-am răspuns că n-aș putea să spun, nu este o cifră exactă. De ce? Pentru că aici, pe aceste două platforme, Purchase Shares Online și mai este încă una, Money Exchange, mi se pare să se cheamă, deci sunt persoane care vând acțiuni și noi ăștilalții care cumpărăm. Și Purchase Shares Online este între noi, este un site care este, cum să zic eu, deci el ia comision și de la mine care cumpăr, ia și de la celălalt. El nu vinde el, acest site nu vinde el aceste acțiuni. Sunt aceste persoane care au făcut aceste proiecte și vând aceste acțiuni. De exemplu asta, vinde această acțiune cu $6 și dividendul, ți-l dă, dividendul este de 0,1 depinde fiecare, unii dau lunar, alții dau pe zi și așa mai departe. Deci, fiecare, uitați, ăsta are roiul 100 la, de exemplu, acțiunea asta costă $3, roiul este de 104, 0,01 este acțiunea, dividendul, scuzați. Și atunci, haideți să mergem puțin să vedem cum, deci, dividendul de la această persoană oferă dividendul lunar, uite, da? Dar alții sunt care oferă dividend zilnic. Da? Și atunci nu ai cum să zic, trebuie să te plice foarte bine, să analizezi foarte bine, să înțelegi sistemul. Eu, de exemplu, eu ce urmăresc? Eu urmăresc să coste $3 și să aibă un roi. Cât este sistemul meu? N-am înțeles, am zis, nu are rost deocamdată să bag niște bani. Am cumpărat și o acțiune, mi se pare, de $15. Dar deocamdată, uitați, de exemplu, asta, da? Costă $21 și roiul e 477%. Și acum să ne ducem și pe lună este 6,60 de dolari. Ăsta este dividendul. Și plătește zilnic, vedeți, la plătea lunar. Ăsta plătește zilnic, da? Dividendul zilnic este de 0,22 pe zi, da? Și atunci, deci depinde fiecare din toate aceste persoane care vând acțiuni, fiecare are politica lui. Nu pot să fac o zi. Dar totuși eu am făcut un, cum să zic, am scos un pic, eu am intrat pe 15, pe 14, mi se pare, prima acțiune pe care am cumpărat-o a fost pe 14 august, dacă nu mă înșel. Eu așa zic, ia să vedem aici, de 23. Dar de ce nu mă lasă? Deci, 31 august, 1 septembrie, 4. În sfârșit, nu văd. Da, probabil că am cumpărat atunci, dar dividendul a început de pe data de 23. Da, de pe 23. Eu, de exemplu, am făcut aici, deci, dividendul de la ferma Ethereum, da? Care este de 1,50 și așa mai departe. Eu am făcut calculul, am scos toate zilele unde am primit dividendul și am făcut un calcul. Și sunt 12 zile, da? Până pe 5 septembrie, când încă astăzi n-am primit de la, pentru că am mai multe, uite, stabil Forex, am vreo 4 acțiuni, mi se pare, sau 5 acțiuni aici, dar am luat una, pentru că nici eu încă sunt la început, n-am înțeles foarte, foarte bine, de-aia am și făcut un calcul estimativ. Și am luat dividendul de la ferma Ethereum.
fermă. În traducerea nu e fermă. E niște acțiuni de la cineva care minează Ethereum. Bun. Și am făcut un calcul. Sunt 12 zile. În aceste 12 zile am scos profit 1,60 dolari. Zice, wow, atâta puțin. Ok. Mergem mai departe. Și atunci, deci, în 12 zile vine 0,13 cenți pe zi. Bun. Și atunci am zis, într-un an de zile, în 365, înmulțit cu 0,13 cenți pe zi. Dar, aici fac o paranteză, aceste acțiuni le poate crește prețul, în momentul în care s-au terminat, le crește prețul, sau dacă le crește prețul și ai văzut că le-a crescut prețul, le poți vinde. Da? Deci le poți vinde aceste acțiuni. Eu deocamdată n-am vândut, pentru că ideea de a vinde și a lua o banul, chiar dacă mie, eu vreau un venit pasiv timp de un an de zile să-mi dea pe cât posibil, cât poate să producă acea acțiune. Da, bine, se poate uneori e mai bine, nu știu cum să o iei, uneori e mai bine să iei banii imediat, alte ori e bine pe durată lungă. Dar eu așa zic eu că e mai bine în acest moment pentru mine. Mai încolo, când am să înțeleg mai bine sistemul, o să decid atunci. Bun, asta a fost o paranteză. Și să revin la ce spuneam mai înainte. Și atunci, deci, 0,13 cenți pe zi înmulțit cu 365 de zile, da, îmi vin 47,40 de dolari pe an, minus 15 dolari pe care eu am dat în această, pe această acțiune, vine 32,45 de dolari, da? Care o să zici, da, bine, trebuie să aștept un an de zile ca să iau banii ăștia, ok. Dar du-te la bancă, că este dublu, da? Este dublu, da? Deci am pus 15 dolari și iau 32, da? Deci este dublu din punctul meu de vedere, că știu, am depus 15, da? Și îmi rămân curați 32, pentru că am scăzut 15. Deci, eu... matematica nu este o opțiune, ea este exactă și precisă. Mie calculele astea mi-au dat. Cam asta ce am înțeles eu de 20 de zile de când sunt pe aceste două site-uri. Am cumpărat acțiuni. Am să vă arăt aici acțiunile pe care le am eu. Astea sunt pentru că celelalte două se activează peste o lună, pe 15 septembrie. Și astea sunt, care, uite, vezi, 0,01 dividend pe zi. Ăsta este iar zilnic, deci 0,180 primesc pe zi. Și uite aici, vezi, sunt de la Ethereum, eu am cumpărat-o cu 15 și pot să o vând cu 37. Acum că se vinde, că nu se vinde, nu știu. Asta la altă, la fel. Asta nu mai știu, dar mi se pare că am cumpărat-o cu 3 dolari, dacă nu mă înșel. Deci aici pot să le și vin, să le pui în vânzare. Eu am zis, deocamdată nu vând. Aici, la încasează, trebuie să ai minim, uite, la 30 de zile. Plus de asta trebuie suma minimă de retragere trebuie să ai 15 dolari. Odată la aici la sunt statistici rapide. Numai puțin să vă arăt și câte puncte trebuie să ai ca să primești. Uite, de exemplu, eu am 107 puncte bonus, da? Și atunci mă încadrez în această categorie unde pot să primesc, să fac o retragere la 30 de zile, maximă, mi se pare, de 17 dolari. Dacă aveam sub 99, aici uite unde se vede mai puțin, aș și cu o taxă de retragere de 4%. Deci exact ce vă spuneam mai înainte, aceste site-uri, acest gen de site-uri, din asta trăiește. Deci taxa de retragere, care, deci au niște taxe din care ei trăiesc. De aia zic că sunt, nu știu dacă neapărat convenabile, dar
puțin mai sigure față de unde hipurile unde bagi banii și nu știi ce se întâmplă. Nu, aici aceste gen de site-uri nu au niciun interes să scameze sau să dispară, pentru că ele din asta trăiesc, din comisioanele luate de la vânzătorii de acțiuni și de la comisioanele luate de la cumpărătorii de acțiuni. Uite aici, de la 0 la 99 de puncte, poți odată la 180 de zile și cu o taxă de retragere de 5%, da? Și era de, 5, de 3 dolari. Deci sunt un pic niște condiții, dar și cam asta este despre acest gen de site-uri. În momentul în care o să mai am, o să fac, ce știu, mai cumpăr o acțiune de 3 dolari, la fel mai fac, sau când am să fac ultima. Și astea toate, deci eu tot ce am făcut a fost fără referal, fără nimica, deci numai ce, pe cum să zic, pe barba mea totul, cu munca mea, cu banii mei, cu totul, deci fără niciun ajutor din exterior. Și asta, de exemplu, asta eu am făcut calculele cu care l-am făcut mai înainte pe 12 zile, a fost doar pe o singură acțiune, că n-am stat acum pe fiecare, o să fac, la o lună am să fac un rezumat, ca să zic așa, a situației și să văd exact cât am câștigat, ce fel, oare, cum se, care este organizarea acestor gen de site-uri, că până acum n-am fost, e prima dată. Ok, bine, spuse toate astea, vă mulțumesc că v-ați uitat la acest videoclip. Dacă v-au plăcut, dacă vă plac acest gen de investiții, găseți linkul de descriere sub acest videoclip. Dacă nu sunteți abonați pe canalul meu, vă rog să vă abonați ca să fiți informați, că cine știe, poate cândva voi avea o informație bună și pentru cei care, ce știu eu, acest gen de afacere nu le place. Și ce să vă zic, mulțumesc și ca întotdeauna vă urez să aveți câștiguri online foarte, foarte mari. Pa, pa!